Continuând drumul nostru la salonul auto, am ajuns la standul Liqui Moly. L-avem alături de noi pe domnul Cristian Nicolae. Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră reprezentați firma Liqui Moly. Spuneți-ne, cu ce s-a pregătit firma Liqui Moly pentru această ediție a salonului auto? Fiind un salon cu specific moto, am venit cu o gamă de produse cu dedicație pentru gama moto. Fiind de anul trecut furnizor oficial de lubrifianți în marele circuit în MotoGP, bine, clasa grupa a doua și grupa a treia, am încercat să intrăm pe piață cu gama nouă de produse moto, bazându-ne și pe potențialul și cerințele proprietarilor de motociclete. E o gamă diversificată, atât pentru motociclete de stradă, pentru motociclete off-road, ATV-uri, karting, bineînțeles o gamă pentru produse maritime. Practic, conform tradiției Liqui Moly, avem produse pentru absolut orice. Tot ce este motor. Grupul Liqui Moly era o prezență constantă și la salonul auto din toamnă, organizat la Romaero. Spuneți-ne ce părere aveți de faptul că organizatorii au organizat aici în primăvară pe lângă auto și pe lângă moto și biciclete au adus și autovehiculele. E o inițiativă bună? Din punctul meu, nu cred că e o inițiativă foarte bună. E un pic păcat că sunt prea multe interese sau certuri între prea mulți organizatori. Poate era mai bine să se așeze toți la o masă și să se înțeleagă, să se organizeze ceva mai competitiv. O ediție de primăvară și una de toamnă nu este rău, dar conform organizărilor anilor de mult, duși, în urmă cu mulți ani, când se organiza la Romaero un târg foarte puternic, atât moto, auto, practic întins pe multe zile, 10 zile. Zile, pe multe standuri, hale, adică dacă tot veneai de undeva de departe, la sute de kilometri, aveai ce vedea. E greu să vii de la distanțe mari să vezi târgulețe și târgulețe mărunțele. Mai bine stai acasă cu online-ul deschis și vezi tot. Da, e un pic păcat. Consider totuși că și un salon moto își are importanța lui. Nu știu acum locul, când și cum să fie. Dar un salon moto e nevoie, un salon auto este nevoie. Păcat că sunt prea mulți organizatori și fiecare își vede interesul lui propriu. Spuneți-ne, am văzut aici un stand impresionant. Cu ce obiective și, ca o întrebare alternativă, cum stă Liqui Moly în ultima perioadă la capitolul vânzări? Piața auto și moto este în creștere constantă, ceea ce se reflectă și în cifrele noastre. Suntem într-o creștere, chiar dacă, așa zis, toată lumea zice că suntem într-o criză, totuși o criză de hârtie. Practic, banii sunt, banii circulă, vânzările merg, totul, piața este într-o mișcare continuă. Nu putem spune că e criză. Criza e doar pe hârtie. E o criză formală, indusă și forțată, practic. Nu știu, din punctul nostru de vedere, treburile merg bine, e ok, nu putem să ne plângem, dar întotdeauna e loc de mai bine. E loc și de mai bine, bineînțeles. Mulțumim mult pentru interviu și vă urăm multă baftă la această ediție. Pentru puțin și dumneavoastră la fel. O zi bună!